România, Marea Britanie și Franța sunt țările cele mai afectate în urma atacului asupra serverului Yahoo, potrivit unui firme olandeze în domeniul securității pe internet, relatează CNN. Într-o postare pe blog, firma Fox IT afirmă că serverele Yahoo introduc un kit care exploatează vulnerabilitățile programului Java și instalează fișiere de tip malware, potrivit capital.ro. Clienții care vizitează yahoo.com au primit publicitate din partea ads.yahoo.com, afirmă firma cu sediul în Olanda și care se concentrează pe probleme în domeniul apărării cibernetice, adăugând că unele dintre reclame sunt fișiere de tip malware. 10.000 de utilizatori au fost afectați pe oră, potrivit aceleași surse. Având în vedere rata de infectare de 9%, ar putea avea loc 27.000 de infecții pe oră, potrivit companiei. În baza acelui eșantion, țările cele mai afectate sunt România, Marea Britanie și Franța, estimează Fox IT, precizând că pentru moment nu este clar de ce aceste țări sunt cele mai afectate și estimând drept posibilă cauză configurarea reclamelor malware pe Yahoo.